Adrian a fost eliminat și a revenit în casa Mireasa. Între timp a luat contact cu lumea de afară, cu online-ul și îi spunea Dariei că au fost susținătorii lui și ai Dariei împotriva susținătorilor lui Madi și Sergiu. A fost cumva un conflict între aceste două părți. Iar Daria a întrebat da de unde conflictul acesta pentru că ea se înțelege bine atât cu Sergiu cât și cu Madi și nu înțelege de ce se ceartă susținătorii între ei afară, dar ea mai spunea că a înțeles că Sergiu și Madi au cel mai mare grup de susținere, dar nu trebuie să se comporte așa, pentru că până la urmă este vorba despre iubire și nu despre altceva. Iar Adrian i-a zis că nu e chiar așa, nu au cel mai mare grup de susținere și să nu mai meargă pe impresia aceasta. V-am spus astăzi că doamna Nadia i-a spus doamnei Maria că s-a supărat pe Adrian pentru că ar fi vorbit urât de Sergiu, iar Adrian îi spunea dar ei că el nu a vorbit rău de Sergiu și a fost întrebat de mai toți concurenții din casă, iar el răspundea la toată lumea că nu îl interesează.